dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua noastră, de multe ori nu prea dulce, că așa, e, așa sunt vremurile. Dacă vă uitați cu atenție de la București încoace, spre noi, numai lucruri bune ni se întâmplă, deci suntem atât de fericiți în cea mai bună dintre toate țările posibile, cu cea mai bună guvernare dintre toate guvernările posibile, încât până și Voltaire s-ar răsuci în mormânt atunci când a scris el, parcă Candid, și spunea că lumea este bună. Noi trăim în cea mai bună dintre toate lumile posibile. De aceea, pentru că trăim în cea mai bună lume dintre toate lumile posibile, vreau să vă spun, înainte de a vă prezenta invitatul, câteva lucruri, câteva chestiuni mărunte, așa cum au apărut ele prin presă. Ci că în momentul acesta este mare zarvă la București, că domnul Iohannis a rechemat cavaleria grea a ambasadorilor de la posturi, în frunte cu domnul Maior, ambasadorul din Statele Unite ale Americii, cu domnul Hurezeanu din Germania și cu domnul Mazuru din Austria. Asta ar însemna în viziunea lor că se produc niște schimbări majore pe scena politică națională. Unii vorbesc despre revenirea lui Maior pentru a readuce ideea măreață a USL-ului, parcă se chema prin 2012, adică acea uniune firească, frățească și deloc incorrectă politic a unirii în cuget, în simțiri, în proiecte, în bugete și în funcții a PSD-ului cu PNL-ul. Om trăi și om vedea, mai ales că una dintre persoanele destul de apropiate de domnul Maior într-o perioadă, dacă nu măcar ca oraș, de la Cluj, domnul Dâncu, zis și Vasile, a anunțat că este dor de Victor Ponta și că ar vrea spiritul său tineresc să-l vadă înapoi în PSD. Să nu uităm că Victor Ponta a fost unul dintre artizanii USL-ului în condițiile în care după aceea a dat un șut elegant în fund partenerului său, Crin Antonescu, și a rămas singur la putere. Da, astea sunt lucruri care se întâmplă la nivel național. La nivel local vreau să aruncăm doar o scurtă privire prin presa locală. Ceea ce Mesagerul spunea prin 13 ianuarie, apropo de nuntă cu dar, făcută în zona Consiliului Județean, de la Nașul Mare, pentru 3 voturi pro, se confirmă acum și avem o imagine interesantă, nu cu mine, cu mine lumea e sătulă și eu, imaginea interesantă, dacă se poate mare, vă rog frumos, deci o imagine interesantă, ci că un bilețel care din întâmplare a scăpat din coșul de gunoi al Pro România și a ajuns la colegii de la Vestea Net, ci că acolo, pe o bucățică de hârtie, se spunea ce anume s-a negociat pentru fiecare dintre cei care erau în aripa pro-Arsene, din pro-România. Și ce scrie acolo? Ovidiu Gavril, director centru. Adică ar fi însemnat așa ca în viitorul apropiat să-l vedem pe domnul Ovidiu Gavril ca fiind director la unul din centrele de GASPC. Având în vedere că are experiență și n-ar intra într-un niciun fel de incompatibilitate cu centrele părinților, tatălui acum, având un centru undeva pe la Dobren, dacă nu mă înșel, are experiență, deci ar fi un foarte bun director de centru. Domnul Chiril Adrian, care a plecat după un scandal cu poze la troleibuzul, nu putem să vă dăm pozele respective pentru că sunt interzise, nici măcar după ora 24 nu se pot da.
a plecat după un scandal de acolo, acum ci că ar fi numai bun să meargă la CEA Apa Serv, pentru că se știe, apa spală, trece și pietrele adevărate, cum este domnul Adrian Chirilă în politica nemțeană, rămân la funcții. Mergem mai departe, Vornicu Florin, Aga Troleibuzu, da, trebuie să ai o pregătire specială ca să fii în Aga de la Troleibuzu și domnul Florin Vornicu a dovedit că o are din moment ce acum poate discuta în numele pro-România. Ciubotaru Mădălina, la vremea negocierilor de atunci, era cam la... Să ne dăm seama cam care era nivelul domniei sale la negocieri. La negocierile de atunci îi se dădea președinția a top. Nici într-un caz vicepreședinte la Consiliul Județean. Dar între timp, dacă domnul Dâncu are nostalgii pontaciene, ca să spunem așa, a crescut și valoarea celor care îl reprezintă pe domnul Ponta în teritoriu. Pentru că Mădălina Ciubotaru îl reprezintă pe domnul Ponta în teritoriu. Și mai avem Tihenea Cristian, director adjunct Parcul Ceahlău. Cum spuneam noi pe 13 ianuarie, ar fi perfect pentru domnia sa acolo să ajungă, pentru că și-ar putea folosi experiența de diasporean, el fiind o perioadă în Italia, având și niște aventuri acolo, mai ales pe motocicletă. Prietenii știu ce fel de aventuri a avut pe motocicletă. Și în parc de acolo vor veni cohorte de turiști italieni și trebuie cineva să le poată traduce, cum se spune, urs, greblă, sapă, etc. în zonă. În fine, avem pe domnul Radu Năstase cu CEA la spital. El n-a ascuns niciodată dorința domniei sale de a ajunge acolo și viceprimar cu semnul întrebării. Pot să confirm, domnul Radu Năstase m-a sunat și a spus că el niciodată nu și-a dorit funcția de viceprimar și fiind un om de cuvânt, îl cred, întrucât am colaborat mult cu domnia sa și nu credem că chiar dacă i s-ar propune, s-ar duce vreodată viceprimar. Mă rog, aici se finalizează lucrurile din această știre. Tocmai am primit un mesaj de la domnul consilier Teodorescu. Bună dimineața, cu greu mă pot abține să vă scriu, mă uit la scris, este de copil de clasa a doua. Nu știm la ce se referă, dar probabil că știe domnia sa la ce se referă. Clasa a doua este în general o clasă bună. Este o clasă bună. Da. Clasa a doua, o să vedem despre ce este vorba. Acum mergem mai departe la tema pe care... Nu, să nu uităm. În proiectele de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local, avem unul senzațional. Noua primărie, noua echipă, în care tocmai a intrat domnul Marius Irimia de la USR, ne arată exact care este dorința de reformă a ei, mai ales în zona societăților comerciale. Tocmai a fost promovat un proiect de hotărâre pentru prelungirea, așa cum este el acum, a contractului cu societatea Parking SA pentru 3 ani de zile. În campanie, toți liberali, toți useriști, toți plusiști, toți pro-româniști au criticat faptul că societățile consumă bani, sunt multe și inutile. Acum observăm că optica s-a schimbat pe aceleași criterii de acum 4 sau 5 ani, când se spunea așa, lăsați-ți băieți buni să-i lăsăm, să-i luăm alături de noi, să le dăm o funcție de viceprimar, să le dăm 2 societăți de la primărie, că cine știe mai avem nevoie de ei. Discuția era în PNL și se referea la cei de la Partidul Mișcarea Populară. Așa se pare că se gândește și acum, deși Partidul Mișcarea Populară
S-a întors cu spatele la PNL în Consiliul Județean, pentru că nu e așa, acum să stai cu spatele nu mai este o problemă nici în România. Ne oprim aici cu comentariile și mergem spre invitatul de astăzi dimineață, domnul Mihai Obreja, consilier local, dar în primul rând în calitate aici de inspector școlar general Neamț. Nu vreau să discutăm despre Consiliul Local astăzi, pentru că sunt multe lucruri de discutat despre învățământ și vă doresc în primul rând bine ați venit la noi. Bine v-am găsit și am vorbit dimineața mult celor care ne urmăresc la această oră. Am vorbit mult și am bătut câmpii, nu-i așa? Nu, eu v-am ascultat. Interesant pe bilețelul acela, era o operație logică acolo. PSD implică... Pro. Uite, da. Asta nu m-am văzut. Deci da. Mai poți să pui o dată bilețelul, te rog, poți să-l faci mare să văd și eu, pun ochelarii. Deci, este semnul de implic. Aveți dreptate. Da, mulțumim frumos. PSD implică pro. Și acolo e fals o singură dată, când în dreapta, termenul din dreapta e fals. E valoarea falsă. Mă rog, eu știam că faceți filozofie, nu matematică. Da. Domnul general, haideți să începem discuția despre școli cât se poate de abrupt. Ce spune bugetul pentru școlile din Neam? Pornind de la ceea ce știți din bugetul național. Da, la ora aceasta noi nu am primit fila de buget, normal, până nu se aprobă bugetul de stat, după aceea la nivel de minister, bugetul ministerului și defalcarea pe teritoriu pentru inspectoratele școlare. Eu am analizat propunerea de buget la nivelul Ministerului Educației și în sume absolute, în cifre absolute, lucrurile stau mai bine decât anul trecut, deci sunt sume mai mari. Acoperă integral salariile la nivelul anului 2020. Sunt bani în plus și asta trebuie să apreciem la cheltuielile materiale. Deci școlile vor beneficia în 2021 de mai mulți bani pe finanțarea complementară. E o creștere de 26%. Cred că e cea mai mare creștere. Ce înseamnă finanțare complementară? Da, ca pentru, să înțelegem. Da, pentru cei care nu știu, banii aceștia merg pentru a acoperi cheltuielile materiale din școli, adică cheltuielile cu utilitățile, în primul rând, cheltuieli cu bunuri și servicii. Stați un pic, dar banii ăștia nu veneau de la autoritatea locală? Vin banii aceștia, vin de la bugetul de stat, prin cote defalcate, TVA, la nivelul autorităților locale. Deci ei teoretic aceștia sunt cu 27% mai mult, cum spuneți dumneavoastră, dar ei ajung în bugetul primăriilor. Da. Și primăriile, de acolo obligatoriu trebuie să ajungă în școli. Obligatoriu trebuie să ajungă în școli. Obligatoriu? Da. Și s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu s-a întâmplat tot timpul. Eu anul trecut... Adică e obligatoriu dacă vrei. Da, în plină pandemie am făcut o verificare pentru că aveam semnale din teritoriu că nu sunt bani pentru a asigura materialele sanitare și am constatat atunci la nivelul lunii august, deci eram deja în trimestrul al treilea, execuția bugetară pe finanțarea complementară era undeva la 40%. Deci în aceste condiții primăriile trebuiau să vireze bani și sume consistente pentru a asigura deschiderea anului școlar în cele mai bune condiții. Banii aceștia se vor duce diferențiat pe rural-urban. Mai mulți bani în rural, mai puțini în urban. Școlile din urban arată mai bine, primăriile din urban s-au implicat, să spunem, mai mult în finanțarea școlilor. Mă refer la componenta aceasta de cheltuieli materiale, bunuri și servicii. Sunt banii în plus la buget pentru decontarea navetei elevilor. Că era punct special pe ordinea de zi. Ce se întâmplă cu banii pentru naveta elevilor și banii pentru naveta profesorilor? Da. Unde e cazul? Da, eu vorbesc aici despre naveta elevilor, care va fi decontată integral prin bani care vin de la bugetul de stat, de la bugetul ministerului, prin inspectoratele școlare. Și foarte bine că s-a ajuns la această formulă, pentru că legea 226 din 30 octombrie 2020 a creat dificultăți
în primul rând pentru copii, că n-au putut să-și deconteze integral sau deloc unii naveta, dar și pentru transportatori. Și eu aici pot să înțeleg și pe ei, pentru că orice operator economic, la un moment dat, își angajează niște cheltuieli. Cheltuieli cu combustibili, cheltuieli cu personalul și atunci când școlile s-au oprit la 7 noiembrie, practic ei au rămas cu aceste cheltuieli neacoperite. Pentru că nu s-a mai, din acel moment, nu s-a mai decontat nimic la naveta elevilor. Deci formula aceasta cred că este cea mai corectă și atunci toți elevii care se deplasează dintr-un UAT într-un alt UAT, și e vorba de cei care pleacă din rural către școlile, liceele din mediul urban, vor avea naveta decontată. Bun. Sunt bani, după aceea, 500 acum, de milioane eu, de lei. Eu mai insist un pic pe naveta copiilor. Știți cum e? Tot timpul s-a vorbit, domne, sunt bani pentru navetă, se decontează într-un loc sau decontat în altele, nu? Dar de ce se deconta cu așa de mare întârziere? Că nu înțeleg dacă erau banii preprinși la buget. Aici trebuie să spunem că prin legea 226, în care transportul acesta era recunoscut ca un serviciu public, decontat 50% de minister inițial și 50% de Consiliul Județean, nu a funcționat decontarea decât dintr-o parte, adică de la Ministerul Educației. Pentru că cei de la Consiliul Județean nu au decontat transportul și hai să spunem că de la un punct poate există și acolo o înțelegere, pentru că în lege spune clar că banii aceștia sunt sub formă de subvenții. De subvenția aceasta la transport, normal, trebuia să vină tot de la bugetul de stat. Către adică, autoritățile locale. Adică era cumva așa lăsată moartă. Da. Deci nefuncțională. Plus că legea aceea 226 de modificare, legea 1, nu a avut atunci norme de aplicare. Bun. Dar acum spunem că lucrurile sunt clare, deci naveta va fi decontată. Imediat ce va fi aprobat bugetul de stat, vom avea evidențe clare la nivelul tuturor unităților școlare, care sunt copiii care se deplasează din comună către oraș la studii. Sau într-o altă comună. Am înțeles. Bun, mergem mai departe. Sunt bani după aceea pentru burse. Știm că s-a dat un act normativ anul trecut pentru a susține bursele școlare, adică fiecare elev să beneficieze de minimum 100 de lei, mă refer la cei beneficiari de burse, conform legii, în funcție de criteriile stabilite, sunt 500 de milioane, care la fel banii aceștia vor fi tot din cote defalcate TVA, deci tot la nivelul autorităților locale. Aici eu am anumite semne de întrebare, la fel dacă acești bani vor ajunge la școli și școlile mai departe îi vor repartiza așa cum trebuie, respectând toate categoriile de bursă și respectiv criteriile. Mă refer aici la bursele de performanță, bursele de merit, burse de studiu și bursele sociale. Da. Asta cu bursele iarăși e interesantă, pentru că eu din câte știu s-a cerut o uniformizare nivelului burselor la nivel național. S-a cerut minimum, minimul va fi de 100. Deci de aici să se pornească în stabilirea cuantumului diferitelor. După aia depinde de fiecare primărie cât bani are. Depinde de fiecare primărie până la ceea ce arată că tot la mâna primarului se ajunge. A Consiliului Local, teoretic. Sunt exemple, de sunt în județ comunități locale care au plătit burse și în perioada de pandemie, să știți. Sunt puține. N-am la mine o situație, dar știu că au existat astfel de OAT-uri care au asigurat burse. Și mă refer aici, în primul rând, la bursele sociale. Da. O primărie, nu vreau să greșesc, cred că pe la Păstrăveni, la un moment dat, asigura, cred că, în jur de 30 de astfel de burse sociale. Pentru copii care provin din familii cu potențial economic. Apropo de familii care provin de copii din familii cu potențial economic redus.
Noi am început o serie de materiale care le-am grupat sub un generic, România săracă, văzută din neamț, și am avut o surpriză plăcută și neplăcută în același timp, săptămâna trecută, în Podoleni. Am găsit o familie cu 4 copii absolut senzaționali. Toți copiii doresc să învețe și învață bine, cel puțin cei 2 mai mari, care sunt la clasele 5-a, 6-a. Au fost și stimulați de primăria locală, trimiși în excursii la mare, pentru că familia nu-și permite. Mama îi crește singură, stă într-o casă cu chirie, undeva la marginea localității, și muncește de dimineața de la 4-5 până seara, și ea nu are decât o singură dorință. Copiii să învețe. Și ce ne-a impresionat pe noi, mă rog, o să apară materialul reportaj în ziarul de joi, de acolo, mama, în momentul în care unul dintre copii, cel care acum ajunge, cred că în clasa a doua sau a treia, trebuia să participe la învățământ online, și-a luat economiile, 700 de lei pe care îi avea, care erau bani pentru lemne, deci banii pentru lemne care sunt vitali, mai ales sunt... Și-a cumpărat un telefon nu extraordinar de performant, probabil că l-a luat și la un suprapreț, că nu prea știe să cumpere cum e. Și copilul acela încerca să facă proiecte pe telefon. Este foarte greu să faci proiectul pe telefon, mai ales dacă nu ai dexteritățile necesare și nici telefonul. Și mă gândeam așa, acești copii care doresc să învețe, pe care mama îi sprijină cu tot ce are ca să învețe, și are o mândrie a ei că nu vrea ajutor din ăsta, nu vrea pomană, cum se spune, că ea îi ține curat și așa, poate n-ar fi rău să fie cumva sprijiniți. Eu știu că inspectoratul a adus tablete, a adus niște calculatoare. Da, domnul Bărănescu, aici sunt mai multe aspecte. Unul dintre ele se referă la comunicarea între inspectorat, școală, comunitate. Vă spun ceva, ca directoarea școlii de acolo, preoții din comună, i-au ajutat această familie, da, cât au putut, și chiar am rămas impresionat de modul în care interacționează. Acum nu știu la nivelul ăsta, puteau, al tabelelor. Și mă refer la școală aici. Conducerea școlii putea să se adreseze inspectoratului școlar, și așa cum eu am răspuns la solicitări care au venit direct. Deci am fost sunat din teritoriu de către părinții ai copiilor și am încercat și am reușit, eu zic de fiecare dată, să găsesc soluția cea mai potrivită la problema pe care o aveau. Eu zic să luați legătura cu... Problemele sunt cele legate de echipamente. Pentru că ați identificat acolo, sau reporterul dumneavoastră în teren a identificat această problemă, eu spun următorul lucru. Deci acei copii vor beneficia... Bineînțeles, dacă veți verifica că este așa. De la inspectoratul școlar, deci verificăm, și dacă sunt 3 copii, vor primi 3 tablete cu internet inclus, și pentru acel copil care este preșcolar, sau nu știu dacă am înțeles eu corect, vom da și prin transfer, poate, un calculator tot de la inspectoratul școlar. Asta ar fi un lucru extraordinar, dar, și ar fi un semnal. Dar semnalul este și altul. Și se duce către școli, către conducerile de școli. Pentru că am eu semnale că nu peste tot tabletele au fost distribuite, au ajuns la copii. Sunt copii, familii care au refuzat tabletele. Și atunci ele nu trebuie să rămână nici în școli, într-o anumită școală. Și trebuie date acolo unde este nevoie. Și o să verificăm și o să le redistribuim să ajungă exact acolo unde este nevoie. Am distribuit 1575 de laptopuri în programul ROZE, deci e vorba de 21 de unități școlare, licee tehnologice cu școli profesionale. E proiectul acela finanțat de la Banca Mondială, prin care se asigură suport în pregătirea copiilor pentru examenele naționale. Mă refer aici la evaluare națională și examenul de bacalaureat. Și acolo am semnale că au fost familii care au refuzat să primească laptopul. Noi am pus, și este condiție pusă de minister,
obligatoriu aceste echipamente trebuie să ajungă la copii. Pentru că așa este și normal și corect. De-aia au fost făcut programul. De asta a fost scris acel proiect. Dacă ei nu le primesc, de acolo noi nu le mai putem dirija, că ele sunt venite pe granturi exact pentru fiecare unitate școlară, școlile acolo le pot folosi pentru a pregăti sălile de clasă pentru învățământul online. Adică profesorul este în școală, este în sala de curs, dar trebuie să dispună și de toate echipamentele necesare pentru desfășurarea orei. Deci, vedeți, sunt atâtea lucruri care merită discutate și cercetate. Adică, pe de o parte, vin tablete, nu ajung toate unde trebuie, păi unii părinți refuză. Este dreptul lor să refuze. Nu știu dacă refuză cu acceptul copiilor, ca să spun așa. Dar asta e, poate copiii au de la părinți. Dar restul rămân, în loc să ajungă unde este nevoie de ei. Și cazul nostru este unul dintre cazuri. Pentru că mai sunt și altele. Da, e bine dacă se rezolvă. Să continuăm cu ce spuneați înainte. Pentru că acum, ca și închid aici subiectul acesta, eu m-am deplasat, cred că acum, nu săptămâna trecută, cealaltă săptămână, am mers în teritoriu, am vizitat, cred că, vreo 40 de școli. Și am discutat și cu elevii, am intrat la sala de curs și am vrut să verific eu, prezent acolo, dacă au avut acces, în primul rând, la învățământul online, că așa raportează, știți cum e. Rapoartele nu țin loc de realități întotdeauna. Și am plecat mulțumit pentru că din cele 40 de școli vizitate, cred că au fost cam 5 sau 6 copii care au anunțat acolo în clasă că nu au avut acces la învățământul online, din diferite cauze. Și acolo i-am rugat foarte mult pe învățători, pe profesori, să insiste mai mult acum la întoarcerea la clasă și să încercăm împreună, facem un efort, eu știu că este foarte greu, să recuperăm cât se poate. Noi am văzut și putem ajunge la un alt subiect, acesta cu învățământul online și pierderile care au fost însemnate și trebuie să ne le asumăm. Da? Cineva m-a criticat pe mine că nu sunt adeptul învățământului online. Sunt doar parțial. Și am constatat în cadrul unei conferințe la nivelul Uniunii Europene, au participat specialiști din educație din câteva țări din Uniunea Europeană și se confruntă și ei, s-au confruntat cam cu aceleași probleme cu care ne-am confruntat și noi atunci când este vorba de învățământul online. Și aproape la unison s-a tras concluzia că tot învățământul acesta față în față este cel care aduce beneficii, nu numai în ceea ce privește formarea, dezvoltarea de competențe, dar în primul rând și pentru dezvoltarea ca personalitate, dezvoltarea personalității fiecărui copil. Da, este o întreagă discuție, poate odată o să facem o discuție cu mai mulți în platou, dar acum, din păcate, nu. Și aici vor fi bani pentru partea aceasta de programe remediale. Da, am e înțeles. O sumă mare. O sumă mare și 100 de lei pe oră, nu? Sau da, da. Ceea ce poate să mărească veniturile substanțial. Suport 200 de lei pentru fiecare copil, asta ce înseamnă? Că toți cei care nu au beneficiat de echipamente, de internet, au rămas din această cauză cu situații neîncheiate, sunt în situații de corigență, ei au fost menționați în sistemul nostru informatic, vor beneficia de astfel de programe remediale finanțate și banii vor veni pe fiecare școală. Deci nu vor fi discuții că i-am împărțit noi la inspectorat, deci vor veni de la minister direct. Și cine verifică direct dacă aceste ore remediale sunt? Și asta vom verifica și noi. E până la urmă și responsabilitatea școlii și eu vreau să cred că vor înțelege și colegii directori că e o perioadă foarte grea și se face finanțare totuși, se cheltuiesc niște bani pentru a recupera ceea ce ar fi trebuit să facem noi în condiții normale și vom verifica și noi de la inspectoratul școlar, vom trece prin școli să ne asigurăm că se fac aceste ore, se fac în primul rând cu acei copii care vor susține examenele naționale. De exemplu, naționale. În ore de pregătire, da. Știți la ce mă refer? Da. Plătită de stat. Știu lucrul acesta. Pregătire dar, nu cu cei care au probleme, ci cu ceilalți. Dacă într-adevăr va fi 100 de lei pe oră, e o sumă destul de mare.
adică fără taxe, impozite, din 100 de lei tot rămân 60-70 de lei pentru o oră remedială de pregătire. Haideți să mai discutăm un aspect de interes. Cum stăm cu raportul școală în formatul acela fizic, în clasă și COVID? Da, haideți să spunem că la nivelul județului Neamț nu am avut probleme deosebite în cele două săptămâni, că s-au dus două, suntem în a treia săptămână. Chiar în prima săptămână, cred că la primele patru zile când am făcut raportarea la minister, eram printre cele 8 județe care aveam 0 cazuri copii, 0 cazuri copii și 0 cazuri grupe, clase cu activitatea suspendată. Erau doar 4 zile. Bineînțeles că între timp lucrurile s-au schimbat și cred că la ultima raportare, cea de vinerea trecută, aveam deja înregistrat, cred că, 13 cazuri la copii, copii care au fost la școală în cele două săptămâni. La profesori, cred că eram undeva spre 20, nu numai profesori, personal. Personal angajat. Și la clase, grupe cu activitate suspendată, adică trecute în online, cred că erau 13. S-a mai adăugat ceva de la sfârșitul săptămânii. Și astăzi voi avea iarăși o situație pe care o vom transmite la minister. O să scădem pe cei care s-au întors la școală, dar la noi nu e cazul. Abia de joi încolo se împlinesc 14 zile și atunci avem o evidență, chiar oglindă, să spunem, ce s-a întâmplat chiar în ultimele 14 zile. Spuneți-mi că nimeni nu spune asta. Se fac teste rapide în școlile din Se fac și teste rapide, dar din păcate... Cine știe câte, unde se fac? Da, deocamdată situația o are DSP-ul. Noi avem ceva fragmentar. Dacă ne sună directorii, ne comunică că au cazuri și că s-au administrat teste rapide. Au plecat în județ 14.000 de teste rapide. Pentru elevi și profesori. Pentru elevi și profesori. Ele au mers în primul rând către direcțiile de asistență socială din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bicaz, cele patru entități care au... Cum, la Rosnov n-ați dat? Rosnovul nu are direcții de asistență socială. Va avea socială. De acum va avea. Da. Eu zic că trebuie chiar să ajungă la statut de oraș. Și... Sau este oraș, nu mai de știu. De acolo este oraș. Este oraș, da. Mă scuzați. Cred că cineva și-a dorit mult într-o anumită perioadă să fie oraș. La timpul acela n-a analizat care vor fi și costurile, pentru că... Așa, să revenim. Deci, fără Rosnov. Da, fără Rosnov, da. Deci, la direcțiile de asistență, de acolo au mers către cabinetele școlare repartizate, unde avem medici asistenți. Și mai există o cantitate, cred că în jur de 5.000 și ceva din cele 14.000, care trebuie să ajungă la medici de familie, asistenți comunitari, din mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale. Dar s-au administrat teste. Cu direcționare, nu? Da. Pentru copii, da. Pentru elevi și pentru, și pentru profesori. Eu le-am adresat îndemnul și le adresez și acum îndemnul să apeleze la astfel de teste. Deci ele sunt gratuite. Să aibă grijă de respectarea legii, pentru că atunci când este vorba de elevi, obligatoriu trebuie să aibă, și de minori, trebuie să aibă acordul părinților. Și au fost situații în care au fost testați minori, deci elevi minori, cu acordul părinților. Și a fost foarte bine, deci au avut chiar, să spunem, rezultat deci, negativ. Înțeles foarte bine că ăsta nu este un vaccin, ăsta este nu test. Nu este un vaccin, deci este un test antigen, e un test care are și o anumită probabilitate, deci nu e 100% precum nici testul PCR, cred că nu e 100%, nu mă pricep, nu știu, dar e cât mai aproape de realitate. Dar aceste teste ne ajută în școli pentru că scurtează timpul pentru adoptarea unei decizii. Pentru că dacă ai un caz suspect, până ajunge să fie testat PCR, până se face ancheta epidemiologică, nu poți lua măsuri. Da.
Deci, teste sunt. Spuneți că vineri probabil vom ști cum stăm mai exact. Deci, săptămâna aceasta, din cele 323 de unități, sunt 192, cred că sunt în... sau 95, 195 sunt în scenariu verde și restul, 128, în scenariu galben. Deci, majoritatea unităților astăzi sunt cu toți copiii la școală. Bine. De bine, mulți... în cifre absolute, lucrurile nu stau chiar așa, că avem orașele, cele trei orașe, Piatra Neamț, Romanu și Târgu Neamț, care sunt pe galben și vă dați seama că acolo nu merg la școală copiii de a 5-a, 6-a, 7-a, 9-a, 10-a, 11-a. Și nu sunt puțini. Da. De mult vroiam să vă întreb ceva. Aveți dublă calitate, inspector școlar general, consilier local. Eu mă așteptam la nivelul autorităților, în special cele din municipii și în special din municipiul reședință de județ, să vedem acum, după toate schimbările care au avut loc după alegeri, să vedem că vine cineva și ne spune ceva de genul: oameni buni, planul de, cum se cheamă, Planul Național de Redresare și Reziliență. Da. Ne permite nouă, băieți tineri, cu idei ideologice, ca să fie, să nu ducem vorba în altă direcție, apropo de oamenii cu idei, da, să venim și să luăm niște bănuți din planul ăsta ca să ne dezvoltăm noi la nivel de comunitate, reședință de județ sau municipiu. Ce prevede planul ăsta, dacă l-ați citit, că sunteți și consilier, da, și om care conduce învățământul? În privința învățământului, nu vreau să intervin eu, vă las pe dumneavoastră să ne spuneți. Da, deci din suma aceea de 30 de miliarde de euro care vor teoretică. Veni pe, da, teoretică, adică pe bază de proiecte. Da. Pe planul acesta național de redresare și reziliență, un plan conceput și nu e numai la noi, deci toate țările din Uniunea Europeană beneficiază de bani pentru redresare și reziliență, deci pentru a elimina unele efecte negative ale crizei economice, până la urmă produse pe, în contextul acesta al pandemiei. Deci este o sumă mare din care peste 3% vor fi în zona educației. Asta înseamnă peste 1 miliard de euro, deci este o sumă foarte mare. Iar acolo, în Planul Național de Redresare, sunt stabilite și obiectivele și zonele în care vor putea fi accesați acești bani, vor putea fi folosite aceste sume. Și mă refer aici la tot ce înseamnă învățământ, de la învățământul, de la educația timpurie până la și unde vor putea fi folosite? Și în învățământul universitar. Hai să vedem. În învățământul, să spunem, preuniversitar. Sunt bani care vor putea fi folosite pentru construcția, de exemplu, de școli sigure, școli verzi. Sunt bani pentru dezvoltarea infrastructurii în școlile care asigură excelența în educație. Nu numai reabilitare clădiri. Și acolo sunt trecute liceile acestea care funcționează în clădiri de patrimoniu, colegiile centenare. Inițial deci așa se dorea să apară chiar în Rareș, Roman Vodă, da, și Hogaș. Din județul Neam sunt trei unități care vor fi prinse sau sunt prinse în acest plan național de redresare și deci reziliență. Dacă am face niște proiecte, da, asta, am putea accesa bani, dar nu direct unitatea școlară. Nu direct, prin autoritățile publice locale. Adică prin primărie. Sau prin consiliul primărie, local și primărie. Local, exact. Deci, exact. Vai, dar asta place. Deja înseamnă să ne apucăm de treabă. Să studiem în primul rând, să cunoaștem exact ce se poate, ce ni se oferă. Păi abia aștept să vă aud joi în ședință, cum vă ridicați în picioare și spuneți: oameni buni, haideți breu un pic, să lăsăm astea deoparte, hai să ne apucăm de treabă, executivul, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, sau cum se cheamă el, este, îl puteți găsi în format PDF, că tot ne... Da.
ne digitalizăm. El a fost transmis o dată la Comisia Europeană, a fost returnat pentru unele modificări. Hai să-l citim aprobat, și să vedem, putem asta face un proiect? Pas, da, primul pas, adică eu deja cred că la acest moment ar trebui deja constituite echipe care să lucreze pe așa ceva. Și nu numai liceile acestea, trei să spunem, ca centri de excelență în educație, învățământul tehnologic, învățământul profesional beneficiază de fonduri din acest plan pentru dezvoltarea infrastructurii, între noi pentru doi, baza de producție. Între noi doi nu prea mai avem învățământ profesional cu bază de producție adaptată la necesități. Așa este. Nu s-au mai făcut investiții, dacă ne amintim bine, cred că din anii 97-98, tot prin s-au făcut atunci deci, prin fonduri FAE. Tot prin autoritatea publică locală, nu? Fonduri adică tot primărie, nu? Da, fonduri FARE au fost atunci cât fonduri de preaderare. Treabă este la primărie? Da. Sunt bani, adică ar fi, eu știu, să nu asistăm, eu am spus undeva într-un context, la o întâlnire pe subiecte de genul acesta, că mie, sincer, mi-a părea rău ca să se repete o situație care a fost pe exercițiu bugetar anterior. Adică au fost bani mulți de la Comisia Europeană, atunci cred că au fost în jur de 39-40 de miliarde de euro, iar pentru școli s-a accesat puțin. De exemplu, anul acesta prin Ministerul Dezvoltării... Este normal, nu vă supărați. Nu vă supărați să acceseze puțin pentru școli. În definitiv, școala trebuie să fie cât mai departe de politică. Da, e adevărat. Deci, cu cât este mai departe școala de politică, cu atât este mai bine. Vă dați seama? Eu mai departe în sensul să nu fie folosită ca școala ca instrument în bătălia, în competiția politică. Pentru că, de exemplu, general, anul acesta, prin Ministerul Dezvoltării, și deja este bugetul și va fi aprobat, vor fi construite în jur de 300 de creșe grădinițe. Asta și vor merge în acest an doar pe municipiile reședință de județ. Adică Piatra Neamț, nu la noi, cred. La încă noi, mai, încă Neamț, mai este. Da. Deci depinde de cum îl vezi, dinspre PSD-i Târgu Neamț, dinspre PNL deci, este Piatra Neamț. La nivel de minister s-a realizat o ierarhizare a nevoilor, da? Și au fost puse așa frumos în ordine. Se merge, deci, punctat 2021 pe municipii reședință de județ și după aceea coborând bun, până ajungem la nivel pic de comun. Avem vreun proiect pentru... Asta e vorba de creșe noi, nu? Da, creșe noi. Există vreun proiect de creșe nouă în momentul ăsta la Piatra Neamț? Eu nu am știință și îmi cer scuze dacă greșesc. E posibil să existe. Noi am transmis că ne-a cerut ministerul nostru acum și ne-a cerut și primăria, pentru că nu mai au evidențe clare nici dumnealor. Prin 2008, 2010, 2012 au existat prinse într-un plan de reabilitare un număr de grădinițe și creșe și o să, noi am cerut la minister acum să vedem exact ce s-a făcut, că nici eu nu am date de unde să trag niște concluzii foarte clare și să dau un răspuns la primărie. E posibil un lucru ca aceste creșe grădinițe să fie construite și în baza unor proiecte realizate tot la nivel de minister ca să se meargă mai repede. Bun, dar trebuie să ai terenul, trebuie să ai categoric, proiect, asta numai, utilități. Da. Deci primele lucruri trebuie realizate trebuie aici spui, rapid. Trebuie da să spui, domne, avem nevoie de creșe. Că da, dacă spui că, domne, noi Piatra Neamț suntem mândri, noi nu avem nevoie de creșe pentru că spiritul întreprinzător local va face să crească da creștele particulare. Eu știu că, da, Piatra Neamț în Moldova stă bine la locurile în creșe. Ok, dar să vedem și creșele cum arată, că sunt construcții vechi, sunt construcții care trebuie ori modernizate, păi, ori dezvoltate, și alte deci ca construcții. Să rețin, ca să rețin asta tot, deci Ministerul Dezvoltării, da, da, dar inițiativa trebuie da să aici, trece... Aici, la nivel local, trebuie identificat terenul, trebuie hotărât de Consiliul Local, utilități. De-abia sunt aștept lucruri, să vă ascult joi la ședință. Sunt lucruri... Când le ridicați la diverse nu, probleme. Joi, astea, dacă este o ședință online, nu o să am, am posibilitatea am unor intervenții. Aștept să avem ședințele față în față și... Atunci vreau să cred că toți consilierii atunci eu cred poate că de... vor înțelege că sunt și proiecte într-adevăr de impact pentru comunitate, iar cele din zona educației sunt, eu zic, poate cele mai importante.
Da. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Dacă mai doriți să anunțați ceva deosebit. Atât aș vrea pe final să mă adresez părinților să aibă grijă de copii, pentru că din datele pe care le avem noi, și eu sper să nu greșesc, sau dacă greșesc, cred că într-o mică măsură, infectările în rândul copiilor nu s-au produs în școală, ca să fie foarte clar. Am înțeles. Și atunci să avem mai multă grijă de copii, îndemnul pentru profesori. Eu știu că este o opțiune asta, vaccinarea. Dar cu cât ne vom vaccina mai mulți, așa arată datele astăzi din unele țări din Uniunea Europeană, mai mulți vaccinați, o rată mai mică de infectare, o reducere în unele situații cu 70-80%. Nu vă mai întreb cum e cu centrul ăla pentru vaccinare specială pentru profesori. Este creat centrul, este fluxul, este aprobat. Mai trebuie să vină profesorii. Este în Piatra Neamț la Liceul Economic. Astăzi transmit imediat listele la DSP. Îmi pare rău că inițial s-au anunțat mai mulți, acum mai puțini. Probabil diferența aceea este dintre cei care erau programați și n-au dorit să renunțe. Și mulți până care au ajuns și s-au vaccinat între timp, da, probabil pe vechile avem programări. Deci nu stăm, dacă la nivel de țară s-au vaccinat în jur de 42.000 de persoane care lucrează în sistemul de educație, la Piatra Neamț să aveam săptămâna trecută și am dat, cred că am făcut publică cifra aceasta, aveam 1.072. Deci 1.000 suntem în media pe țară, adică stăm, da, spunem noi... Am înțeles. Asta nu înseamnă că media pe țară este bună, dar asta nu este altă poveste. Nu știu dacă este bună, da, e altă poveste. Vă, da, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Oameni buni, ați aflat vești din învățământ, ați aflat cum se pot împărți funcțiile într-o negociere pe funcții, să nu credeți că nu s-a făcut negociere și în partea elaltă, ca să fim foarte corecți. Numai că se pare că domnul Arsene a fost mai convingător cu cei de la Pro-România pe zona județeană. Pe zona municipală încă nu a ajuns la punctul în care să-i poată impresiona. Da, cine știe. Ne oprim aici. Vă dorim o zi bună, numai bine. Și vedeți că începe să încălzească afară. Asta nu înseamnă că nouă ne va merge mai bine. La revedere!